Ministrul finanțelor face un anunț bombă. Eugen Teodorovici susține că anul viitor vom avea o creștere economică de 5,5%. Avem aproximativ 1.022 de miliarde estimat pentru anul viitor, deci e o diferență foarte mare și cu atât mai mult trebuie să fie un buget foarte bine gândit, discutat, dezbătut, un buget pe 2019 care pentru prima oară depășește 1.000 de miliarde de lei. Practic, facem istorie această coaliție la guvernare, trebuie să o spunem și place, nu place, face istorie în sensul bun. Ministrul finanțelor a promis că 2019 va fi un an al investițiilor, mai ales în educație și sănătate. Eugen Teodorovici nu a prezentat însă și o cifră pentru deficitul bugetar, dar a spus că acesta va fi mai scăzut decât în acest an. Potrivit datelor oficiale, în 2018 bugetul României a avut un produs intern brut de circa 908 miliarde de lei.